Lăudați să fie Iisus și Maria, preasfințite cucernici părinți, iubiți credincioși. Este Crăciunul, s-a născut Iisus și astăzi, la fel ca azi noapte, suntem chemați să ne ducem cu mintea, acum mai bine de 2000 de ani, spre Betleem, pentru a înțelege mai mult și mai bine ce s-a întâmplat acolo. Suntem chemați și astăzi să ne gândim la Iisus, care s-a născut în troiesle. Să ne gândim la păstorii care au primit vestea de la înger: nu vă temeți, căci vă duc astăzi o veste de mare bucurie. În cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor. Suntem invitați să ne gândim la magi care au venit din depărtare. Să ne gândim la Iosif și Maria, care l-au înconjurat pe pruncul Iisus. Astăzi se împlinesc profețiile, căci am auzit în a doua lectură cum autorul scrisorii către evrei ne spune că după ce în trecut, în multe rânduri și în multe feluri, Dumnezeu a vorbit prin profeți, în timpurile din urmă ne-a vorbit prin Fiul Său care a venit la noi. Și dacă era acea profeție din Vechiul Testament, din prima lectură, din profetul Isaia, că vor vedea toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru, astăzi am putut să cântăm că au văzut marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. S-a născut Iisus. Așteptarea de veacuri s-a împlinit. Și întrebarea la care trebuie să găsim un răspuns astăzi: cum ar trebui oare să procedăm să trăim cu adevărat Crăciunul? Este suficient să privim, așa cum spuneam, la persoanele care l-au înconjurat pe Iisus la Betleem și să vedem cum au făcut ei de au trăit cu adevărat Crăciunul? S-au oprit și au cultivat viața spirituală. Maria a fost aleasă să-L aducă în lume pe Iisus Hristos, dar ea era plină de cuvânt. În cântarea pe care o spune mergând în vizită la Elisabeta: sufletul meu îl preamărește pe Domnul și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu Mântuitorul meu. Într-o cântare scurtă, specialiștii ne spun că sunt deja 10 sau 12 trimiteri la Vechiul Testament, la Sfintele Scripturi, înainte ca cuvântul să ia trup în Maria. Maria era pregătită, era plină de cuvânt. Iosif s-a oprit și a cultivat și el viața spirituală. În tăcere a înțeles ce vrea Dumnezeu de la el. A descifrat glasul lui Dumnezeu prin îngerul care i-a apărut în somn. Gândiți-vă apoi la păstori. Ei erau în câmp și ei s-au oprit și ei își cultivau viața spirituală. Cerul era aproape de ei și le-a fost ușor în noaptea aceea să descifreze glasul îngerului, să înțeleagă că ce aud acum nu este zgomotul pe care îl fac oile sau câinii. Nu, era altceva. Păstorii s-au oprit. Cineva se întreba în zilele acestea, meditând la ceea ce s-a întâmplat la Betleem: oare dacă păstorii ar fi fost într-un mol ca să alerge după promoții, să vadă dacă au cumpărat toată lista,
dacă mai au ceva de pus în coș, dacă mai e ceva care se dă gratis, ar mai fi perceput ei glasul îngerului? Sau continuă aceeași persoană, dacă păstorii ar fi avut căștile în urechi și ar fi ascultat Vali Vigelie sau Florin Salam, ar mai fi perceput ei glasul îngerului? Păstorii s-au oprit și au cultivat viața spirituală. Gândiți-vă apoi la magi. Ei cercetau stelele. Erau atenți ce se întâmplă pe cer. Și într-o zi au văzut o stea neobișnuită. Și și-au zis, trebuie să vedem ce-i cu steaua aceasta. Erau și ei aproape de cerul lui Dumnezeu. Vedeți, câteodată sau de foarte multe ori, spiritul rămâne în urmă. Când în Statele Unite s-au făcut primele linii ferate, inginerii de acolo au vrut să le arate indienilor cum este să mergi cu trenul, că nu le-au fost luate pământurile degeaba, ci a venit civilizația peste ei. Și au urcat în tren câteva căpetenii și le-au dus cu trenul la stație, au coborât și ca la comandă căpeteniile toate s-au așezat jos. Și ceilalți au rămas mirați. Cum? S-au apropiat de ei și i-au întrebat: ei, cum a fost prima călătorie cu trenul? Și una dintre căpetenii a zis: prea repede, fantastic de repede. Trebuie să ne așezăm, să așteptăm, să așteptăm să vină și Spiritul. Am luat-o înainte. A rămas sufletul în urmă. Noi am luat-o prea repede. Cum ar trebui oare să procedăm la acest Crăciun? Este să ne oprim, să ne cultivăm viața spirituală. În zbaterea noastră pentru a avea o sărbătoare mai frumoasă, am luat-o înainte. Cred că a rămas spiritul în urmă. Sufletul e în urmă. Ne-am cumpărat și brad și cadouri. Avem grijă ca astăzi la masa de prânz să ne vină prietenii. Unii ne-am spovedit în grabă, alții n-am făcut-o deloc. Am mers prea repede, a rămas sufletul în urmă. Sărbătoarea aceasta ne cheamă în primul rând să ne oprim. Cine s-a născut? Pe cine sărbătorim noi? Să ne hrănim sufletul, să-l aducem după noi. Ne-am dus prea înainte cu trupul. Avem o masă mai bogată. Unii înțeleg prin Crăciun mers la biserică și apoi mai au un program să mai vină la Paști. Și cred că e de ajuns. Nu, sufletul rămâne în urmă. Sărbătoarea aceasta ne cheamă să-l cultivăm, să procedăm ca păstorii, ca Maria, ca Iosif, ca magii, să ne mai uităm și spre cer, că de acolo Dumnezeu ne vorbește. Să ne hrănim sufletul, cu alte cuvinte, că a rămas tare flământ. Ce-ar fi, oare ce-ar fi ca astăzi, în ziua lui Iisus, să deschidem Evanghelia și să citim cu ochii noștri cum s-au întâmplat lucrurile odinioară? Ce-ar fi, oare ce-ar fi ca astăzi, să găsim ceva timp și să ne rugăm mai mult ca în celelalte zile? E ziua lui Iisus, nu e ziua noastră, nici a prietenilor. Și dacă e ziua Lui, ar trebui să dedicăm mai mult timp Lui.
ce-ar fi ca astăzi, după ce plecăm de la biserică, să păstrăm în gândul și în inima noastră cuvintele pe care le-am auzit la Evanghelie sau ceea ce am auzit aici? Ce-ar fi ca astăzi să ne îndreptăm pașii spre unul care este în necaz, spre unul mai sărac decât noi, să-i spunem o vorbă bună, să-l încurajăm? N-ar fi oare cu adevărat Crăciunul? Cu siguranță că ar fi. Cum ar trebui să procedăm la acest Crăciun ca să-l trăim cu adevărat? Să ne oprim în primul rând, să ne hrănim sufletul, viața spirituală care a rămas în urmă. Dar apoi, dacă ne uităm mai atenți la păstori, la magi, ei n-au rămas pe loc. S-au dus și au cercetat ce s-a întâmplat de acolo, la Iesla Betleemului. Cine este pruncul? Vă amintiți probabil că la un moment dat Irod le spune magilor: mergeți și cercetați cu deamănuntul și apoi veniți și spuneți-mi și mie ce ați descoperit, ce ați găsit. Ei așa au făcut, au cercetat cu deamănuntul. Crăciunul înseamnă să te întrebi cine s-a născut la Betleem, cine este pruncul acela, ce vrea el de la noi, ce vrea de la viața mea, cum dorește el să-mi trăiesc viața, ce dorește el de la oameni. A cerceta cu deamănuntul despre prunc, despre cel ce s-a născut la Betleem. E ziua lui Iisus, e Crăciunul. În vechiul Imperiu Persan se povestește că într-o zi un împărat și-a zis: oare cum trăiesc supușii mei? Ar trebui să mă duc și să văd. Și s-a îmbrăcat în haine sărăcăcioase, s-a dus la periferia cetății, a bătut la casa unui om și a cerut găzduire. Omul era sărac, dar a împărțit cu acest cerșetor, care nu era altul decât regele, puținul pe care îl avea. A stat de vorbă cu el o săptămână, au povestit și după o săptămână regele a plecat. S-a întors după puțin timp cu alai, a bătut la aceeași ușă și când a văzut regele, omul s-a plecat în fața lui. Era regele. Mă cunoști? I-a zis regele. Da, ești regele. Uite-te mai atent la mine. Vocea am mai auzit-o. Eu sunt care am stat în casa ta o săptămână. Am stat de vorbă cu tine și am împărțit puținul pe care l-aveai. Azi am venit să te răsplătesc. Cerem orice dorești și îți voi da. Și omul a zis: ce aș putea să cer eu, maestate? Eu am fost bucuros că ați venit la mine și astăzi, când descoper că sunteți maestatea voastră, regele meu, sunt onorat. E o cinste că ați stat cu mine o săptămână și ați împărțit puținul pe care îl aveam. Nu vă cer nimic. Eu vă mulțumesc că ați venit la mine. Iubiți credincioși, e Crăciunul. A venit Domnul la noi. E o cinste.
E o onoare că vine să locuiască cu noi, să împartă lucrurile pe care le avem cu noi, să stea de vorbă, să ne atingă, să ne înțeleagă. E o onoare pentru noi. Vedeți, în Evanghelie și Ioan Apostolul se oprește. Își hrănește propriul suflet și apoi îl hrănește și pe al nostru. La început, ascultați cuvinte extraordinare, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. El face legătura, Ioan, cu Cartea Genezei. La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Este ca și cum ne-ar spune, Crăciunul e un nou început, e o nouă creație. Și apoi Ioan se interesează cine este cel care s-a născut, care s-a făcut trup și a locuit între noi. Cine? Și el dă răspunsul. E viață, e lumină, e cuvânt, e înțelepciune. E cel care ne-a dus har peste har, care ne-a dus harul și adevărul. El este. A venit Iisus la noi. E o cinste și o onoare că a coborât între noi, că a luat haina noastră, că s-a îmbrăcat ca noi. Azi îi spunem mulțumesc. Dar cel mai bun mod de a-i mulțumi este să ne oprim, să ne hrănim sufletul și să ne întrebăm, dându-ne răspuns, cine e El? Ce vrea de la mine? Cum vrea să-mi trăiesc viața? Și să fac așa. Când noi vă spunem astăzi Crăciun fericit, asta vrem să vă spunem, că va fi fericit dacă vă veți hrăni sufletul, vă veți opri și dacă veți da răspuns la întrebarea cine-i El pentru mine, cine-i Cel care s-a născut în Iesla Betleemului. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus și Maria.